Peste 120 de copii din clasele a 6-a a 9-a din localitățile Raionului Cimișlia au deschis ușile taberei Izvoraș din Zloți. Astfel s-a dat start sezonului estival 2016. La acțiunea de lansare a activității taberei au fost prezenți reprezentanții administrației publice locale, direcției de învățământ și părinți. Fie ca vacanța de vară să fie una deosebită, plină de multe speranțe, prietenii, și multe, multe merite. Copiii au pregătit pentru lansarea taberei mai multe activități artistice, poezii, cântece, dansuri. Au format 3 echipe conform căsuțelor unde au fost cazați și au intrat în concurs pentru cea mai bună prezentare. Copiii și educatorii sunt mulțumiți de condițiile create în tabără. Administrația raională s-a străduit să renoveze căsuțele, grupurile sanitare și teritoriul taberei. În vara acestui an s-a renovat foarte mult în această tabără, dușurile, care sunt și pentru fete și pentru băieți renovate, cu teracotă, cu toate condițiile igienice, lavoarele la fel și la fete și la băieți. Mulțumim foarte mult pentru că ne-au înțeles, am conlucrat împreună cu domnul președinte, cu șeful direcției învățământ, domnul Mihai. La fel, viceurile au fost renovate cu teracotă, cu apă, care în tabără nu au fost aceste lucruri. Eu sunt studentă anul 2 la HDU din Cahul, tocmai din Raion Cahul am venit la această tabără. Am venit în calitate de educator. Este prima mea experiență și am deja, asta e a patra zi aici, dar mă simt minunat. Copiii sunt energici, copiii sunt curioși, vor cât mai mult să știe. Sunt ascultători. În primul rând, îi educăm ca să colaboreze și cu alți copii, să se integreze în societate mai ușor, să activeze, să nu rămână nimeni în umbră. Chiar și copiii cei timizi, punem accentul pe talentul lor, pentru că fiecare copil este deosebit și fiecare își are binea lui venire aici. Și punem accent tot ce este frumos. Suntem prieteni cu toți și cu asta, cu lucrarea cu copii și ne facem mulți prieteni. Stăm toți prietenim, ne simțim foarte bine, vesel, de-ar fi așa în fiecare, tot anul la rând, asta târghina și... Da, în orice caz, suntem foarte prietenoși aici la noi, fetele vin la băieți, băieți la fete, în orice caz ne jucăm, cântăm, dacă trebuie, ne susținem, chiar și pe alte căsuți. Au fost renovate și odăile de cazare a copiilor. Ne simțim foarte bine, suntem de câteva zile aici. Condițiile sunt foarte bune, afară cam timpul este urât, plouă, dar ne simțim bine. Sunt prima dată aici la această tabără, dar mă simt foarte bine și dacă o să am posibilitate o să mai vin. Chiar dacă o să plec de aici, o să plec cu niște amintiri plăcute. S-a renovat și cantina taberei. Au fost procurate scaune și mese noi pentru sala de alimentare a copiilor. Aici ei primesc de 4 ori pe zi mâncare variată și preparată de cei mai buni bucătari. Noi gătim 3 ori pe zi și plus gustărica. Copiii singuri își aranjează mesele și ne stăruim să fie cât mai gustos și lor să le placă. Ce le place cel mai mult copiilor? Zeama cu tăiței de casă, pireul, pârjoalele. Dimineața mâncăm la ora 9, mâncăm de obicei terci și pâine cu unt și... Și un ce? Da. La amiază mâncăm felul întâi, este supa, și felul 2. Apoi bem ceaiul și pâinea și poate ceva, mă rog, niște biscuiți, ceva. Apoi avem gustărica la ora 4, după ce ne trezim de la odihnă. Atunci primim niște fructe și ceva dulciuri.
iar seara mâncăm niște mâncare mai ușoară. În sezonul estival 2016 se preconizează de a organiza odihna copiilor în tabăra Izvoraș la peste 600 de copii, repartizați în 5 schimburi a câte 120 de copii. Costul biletului la tabără este de 1400 de lei, iar prin intermediul administrației publice locale este de 280 de lei, ceea ce constituie 20% din cost.